magazinul din sat, dimineața de vreme, un grup de bârfitori locali se adunaseră, așa cum făceau adesea, pentru a discuta ultimele știri. Și de data aceasta, știrile erau cu adevărat scandaloase. Trei femei mai în vârstă și o vânzătoare mai tânără savurau fiecare detaliu. Elena Gavrilescu, nepoata bătrânei Eudochia, se întorsese din oraș. Și nu singură, ea venise cu un copil. Elena locuia în oraș de mulți ani. Mai întâi, a studiat la universitate pentru a deveni profesoară, apoi se pare că s-a căsătorit și, în cele din urmă, a avut un copil. Dar nimeni din sat nu-l văzuse vreodată pe soțul lui Elena. Nu erau căsătoriți oficial, a rânit vânzătoarea Tamara cu un zâmbet șiret. Trăiau într-o uniune civilă. Da, asta am crezut și eu, a dat din cap bunica Zina. Eudochia nu a pomenit niciodată de nunta nepoatei sale, iar apoi, brusc, a apărut o strănepoată. Oh, ce tupeu are, a scuturat din cap bunica Maria. Îți amintești cum obișnuia să fie atât de pretențioasă și corectă, comportându-se de parcă era prea bună pentru oricine? Da, și cum Alex obișnuia să o urmărească ca un șarpe, dar ea era prea mândră, prea inaccesibilă. I-a fost mereu citind cărți, pregătirea pentru universitate. Și uite unde a dus-o asta, înapoi în sat. Numai că acum, Sasha nici nu se mai uită la ea. Mătușa Polina a zâmbit triumfătoare, știind că Sasha era o rudă îndepărtată a ei. Femeile au încuvințat din cap, amintindu-și de trecut. Într-adevăr, cu aproape 10 ani în urmă, satul vibrase de emoție. Elena și Alex fuseseră colege de clasă, iar băiatul fusese întotdeauna îndrăgostit de fata blondă și subțire. Dar Elena a fost indiferentă la avansurile lui. I-a spus imediat că trebuie să se concentreze asupra studiilor și că nu are timp de aventuri prostești. Dar Alex îi adusese flori, o condusese acasă de la școală și chiar, conform zvonurilor, voia să-i ofere un inel. Elena nu acceptase inelul. Părinții lui Alex fuseseră furioși. De ce ar fi vrut fiul lor o soție ca ea? Sigur, avea o față frumoasă, dar nu avea familie, nu avea pedigre. Elena fusese crescută de bunica ei de la vârsta de 5 ani, după ce mama ei murise într-un accident de mașină. Olga lucrase ca conductor de tren. Undeva pe drum, rămăsese însărcinată și se întorsese în sat să nască. Când Elena a crescut un pic, mama ei s-a întors la muncă pentru a câștiga bani. Dar apoi a avut loc un alt accident pe calea ferată. Și Elena a rămas orfană. Bunica Eudochia o crescuse, o educase cum trebuie. Nimeni nu putea contrazice asta. Dar erau săraci. Tatăl lui Sasha fusese șeful fermei colective locale, iar mama lui era contabilă. De ce ar fi vrut în familia lor o fată fără bani și pe bătrâna ei bunică? Cu toate acestea, Elena nu s-a impus asupra lor. După ce a terminat școala, a plecat direct la oraș, întorcându-se în sat doar de sărbători, pentru a-și vizita bunica. Între timp, Sasha plecase în armată și se întorsese în sat. Pasiunea lui părea să fi dispărut, spre marea ușurare a părinților săi. Chiar s-a căsătorit de câteva ori, dar fără succes. Acum, părinții lui erau la pensie, iar Sasha, după toate schimbările de la ferma colectivă, își conducea propria fermă. O ducea bine, își construise o casă imensă, conducea o mașină luxoasă și trăia independent, ajutându-și părinții. Și nu era ca și cum îi lipsea atenția femeilor. Întotdeauna era câte o femeie care își petrecea noaptea la el acasă. Și acum Elena se întorsese. Oh, mă întreb dacă va exista o continuare a acelei povești de la școală? Speculau bârfitorii din magazin, simțind că povestea era departe de a se fi terminat, doar că acum Elena se întorsese cu un copil. Ar putea Alex să accepte copilul altcuiva? Și de ce nu? Atât de mulți bărbați creșteau copiii altor bărbați în zilele noastre. Și nu era mare lucru. Femeile au tăcut când ușa magazinului s-a deschis, iar Elena a intrat cu o fetiță de vreo 3 ani în brațe. A salutat pe toată lumea, a cumpărat pâine, lapte, brânză de vaci, mere și o bomboană pentru fetiță, înmânându-i-o când au plecat. Toate femeile au zâmbit la unison, privind fetița cu ochi negri care strângea dulciurile, dar imediat ce Elena a plecat, au început să șușotească din nou.
Fata arată ca o străină, a remarcat mătușa Polina. Exact. Bunica Maria a dat din cap. Nu e una dintre noi. Bârfitoarele s-au apucat din nou de disecat viața lui Elena, a bunicii sale și chiar a regretatei Olga. Între timp, Elena se întorcea de la magazin, ținând strâns de mână fetița ei. Micuța Daria mergea încrezătoare alături de ea, luând în considerare lumea din jurul ei. Mami, vom locui aici? A întrebat fetița. Vocea ei era surprinzător de clară și articulată pentru vârsta ei. Da, scumpo, vom locui aici acum, cu bunica. Și cum rămâne cu tati? Tati va rămâne în oraș. Din cauza vârstei, fetița nu înțelegea încă de ce mama ei spune asta cu atâta tristețe și a dat pur și simplu din cap în semn de răspuns. Dar ei plăcea satul. Era atât de mult spațiu și totul era atât de interesant. Ea văzuse deja vaci, capre, găini și gâște. Iar în curtea bunicii Eudochia era un câine zburlit pe nume Jac. Și mai era și o pisică, Mimi. Bunica Eudochia spunea că pisica era la fel de bătrână ca și ea. Dar cum putea fi așa? Pisica nu are riduri ca bunica. E pufoasă și toarce atât de tare. În timp ce fetița mergea pe jos, dând sens acestor mici fapte în mintea ei mică, Elena se gândea la viața ei, trecutul, prezentul și viitorul ei. Când plecase la școală, fusese sigură că nu se va mai întoarce niciodată. Nu se dusese la universitate doar pentru a se întoarce în sat. Visase că, după absolvire, își va întâlni prințul și vor locui într-o casă frumoasă. Dar nimic nu a ieșit așa cum își imaginase. Terminase facultatea și chiar se angajase la un liceu, iar apoi îl cunoscuse pe Radu. Era atât de chipeș, generos, bogat și fermecător. Părea că toate visele ei se împlinesc. Și nu și-a ascultat fostele prietene de facultate, care au avertizat-o să stea departe de el. Spuneau că aduce necazuri, că o va folosi și apoi o va părăsi. La urma urmei, erau mereu o mulțime de femei frumoase în jurul lui. Dar Elena credea că își găsise destinul. Radu închiriase un apartament frumos și o vizita de câteva ori pe săptămână. Ea trăia în speranța constantă a unei cereri în căsătorie. Apoi, într-o zi, și-a dat seama că era însărcinată. Când i-a spus lui Radu, reacția lui a fost ciudată. Părea fericit, dar nu a cerut-o în căsătorie. Apoi Elena a aflat că în țara lui natală, el avea deja o soție și 3 copii. El era în acest oraș doar pentru afaceri. Visele lui Elena s-au spulberat ca un castel de cărți de joc. S-a dovedit că ea era doar amanta lui. Radu a asigurat-o că nu o va părăsi și că o iubește. Dar așa era viața. Ce se putea face? Elena și-a acceptat soarta și versiunea ei de dragoste. Daria s-a născut, iar Radu a continuat să o ajute și să o viziteze frecvent. Primul cuvânt al fetiței a fost tată. Dar într-o zi, Radu a dus în discuție ideea că poate era prea greu pentru Elena să crească singură un copil. S-a oferit să ia fetița cu el și să o crească în țara lui, în timp ce Elena rămânea aici. El ar fi iubit-o în continuare, desigur. În acel moment, Elena s-a trezit din vis. Și-a dat seama în ce fel de capcană căzuse. I-a spus ferm că nu va renunța niciodată la copilul ei și că ar trebui să plece. Radu, ca și cum s-ar fi așteptat la un astfel de răspuns, a ridicat doar din umeri și a plecat. Elena a rămas singură. În primii 3 ani din viața Dariei, i-a reușit să supraviețuiască singură în oraș. Dar, în cele din urmă, banii au devenit extrem de puțini, chiar și pentru mâncare. A rămas în urmă cu plata chiriei și a utilităților. Și atunci Elena și-a dat seama că are o singură alegere, să se întoarcă în satul ei și la bunica ei. Bunica Eudochia știa de mult timp despre problemele lui Elena și invitase să se întoarcă. Dar Elena a rezistat până când nu a mai avut de ales. Da, ea știa că satul va fi inundat de bârfe. Dar bunica Daniela a convins-o. Lasă-i să bârfiască, se vor obosi și se vor calma. Voi doi veți locui împreună, iar eu voi avea grijă de Daria. Uite cât de milostiv a fost Domnul, permițându-mi să-mi văd prețioasa strănepoată în această lume.
Și astfel, Elena s-a întors în sat cu fiica ei. Da, nu va fi ușor, dar se va descurca. Avea deja un loc de muncă la școala locală, iar Daria avea un loc la grădiniță. Lucrurile se vor aranja. Radu, ei bine, el era trecutul ei, prima ei mare iubire. Era trist că nu reușise, dar acum o avea pe fiica ei, sensul vieții ei. Și asta era ceea ce conta cel mai mult. În timp ce Elena și fiica ei se apropiau de casa mică și veche, cu acoperișul uzat, un SUV mare și negru a trecut brusc pe drum. Mașina s-a oprit brusc, a dat înapoi, iar geamul șoferului s-a deschis. A ieșit un bărbat brunet cu un cap dezordonat de bucle. Elena! Gavrilescu! Tu ești! A strigat o voce aspră. Portiera mașinii s-a deschis, iar bărbatul a coborât, mergând spre ea. Elena a privit-o surprinsă și, după o secundă, o ușoară roșeață i s-a strecurat pe față. Era Alex, mai în vârstă, mai greu. De-a lungul anilor, ajunsese să arate ca un fel de baron țigan. Avea chiar și un lanț gros de aur în jurul gâtului, etalându-și averea. Dar era același Alex, vechiul ei coleg de clasă, cel pentru care nu reușise niciodată să nutrească sentimente. Și acum, stând în vechi pantofi, cu fiica ei alături, nu simțea nimic mișcându-se în inima ei. Cândva, îi spusese că drumurile lor erau diferite, că ea se îndrepta spre oraș. Dar acum, el era aici, de succes și încrezător, în timp ce ea era înapoi în sat, purtând pantofi vechi și ținându-și fetița în brațe. Bună, Alex, a reușit Elena, recăpătându-și calmul. Te-am recunoscut. Alex a zâmbit. Și eu te-am recunoscut imediat. Și asta cine e? Fiica ta. Ei bine, bună ziua. Eu sunt unchiul Alex. S-a gemuit, a scos o bomboană din buzunar și a oferit-o Dariei. Fata s-a uitat la mama ei, iar când Elena a dat din cap, a luat în sfârșit dulciul. Bună, fată! A spus Alex cu un zâmbet, uitându-se la Daria gânditor înainte de a se ridica și de a se întoarce la Elena cu un zâmbet. Se pare că sunt din nou la picioarele tale. Alex, de ce aduci în discuție trecutul? Elena a roșit. Haide, e doar istorie veche. Nu am nimic împotriva ta. Alex a râs. Eram tineri și prostuți, iar viața a rezolvat totul, nu-i așa? Hei, Elena, de ce nu mă inviți la tine diseară? Putem să stăm împreună, să depănăm amintiri ca vechi prieteni. Tonul lui era de involt, iar ochii prietenoși, făcând-o pe Elena să simtă că nu existau resentimente între ei până la urmă. Pe de altă parte, ea nu-i făcuse rău cu adevărat. Sigur, nu i-am răsplătit sentimentele, dar de ce se insistă asupra trecutului? La urma urmei, suntem colegi de clasă. Avem amintiri comune. Elena a ridicat din umeri și l-a invitat la 7. Nu e un pic cam de vreme? A tachinat Alex, făcând-o pe Elena să se simtă ușor stânjenită. Glumeam doar. Desigur, voi veni. O să o văd și pe bunica Daniela. Au trecut secole. Elena a roșit din nou și a dat din cap. Nu s-a putut abține să nu-și amintească de acea noapte de primăvară, cu ani în urmă, când Alex, în vârstă de 16 ani, încercase să se furișeze pe fereastra lor deschisă, doar pentru ca bunica Daniela să-l stropească cu un laian de apă rece. Asta îl răcise cu siguranță. Ea chiar îl certase în timp ce fugea, tăind câmpurile. Se simțea de parcă se întâmplase cu viacuri în urmă, dar parcă fusese ieri. Va trebui să-i amintim bunicii Daniela despre acea ploaie neașteptată, a făcut Alex cu ochiul, amintindu-și clar același eveniment. Oh, iartă-o pentru asta, mormă Elena. Ți-am spus, nu sunt supărată, a râs Alex. Acum, râd doar gândindu-mă la fuga acasă, udleoarcă ca un șobolan înecat. Elena a zâmbit la rândul ei. Și-au făcut planuri pentru seară și s-au despărțit. La ușă, bunica Daniela le aștepta pe Elena și Daria. Bătrâna se uita la nepoata ei cu îngrijorare. Elena, te-am văzut vorbind cu acel Sașa pe fereastră. Ce vrea ticălosul ăla de la tine?
Doar m-a salutat, a ridicat Elena din umeri. Și tu l-ai invitat la tine. Bunica Daniela a oftat. M-am agitat și nu am știut cum să refuz. Oh, nepoată, ai grijă la el. Nu mi-a plăcut niciodată băiatul ăsta, iar timpul nu l-a schimbat. A devenit mai îndrăzneț, se comportă de parcă ar fi stăpânul lumii. Bunico, nu l-am luat niciodată în serios atunci și cu siguranță nu o voi face nici acum. Doar depănăm amintiri ca vechi colegi de clasă. Ei bine, în regulă, e treaba ta, dar ține minte cuvintele mele. Stai departe de acel Alex. Da, bunico, i-a răspuns Elena jucăușă. În acea seară, a copt-o Charlotte și a preparat un ceai de plante. Alex a sosit prompt la ora 7, aducând cu el o varietate de bunătăți cumpărate din magazine, pe care le-a așezat cu încredere pe masă. A scos chiar și o sticlă de vin. Să sărbătorim, doamna mea! A declarat el cu un zâmbet, uitându-se la Elena și la bunica Daniela, care păreau ușor luate prin surprindere. Aduceți paharele! Nu vreau să beau! I-a răspuns ferm bunica Daniela. Îmi crește tensiunea. Mai bine mă duc în camera mea. Și-a plecat, încercând să o ia pe Daria cu ea. Dar fetița era curioasă de acest oaspete și s-a agățat de Elena, refuzând să plece. Hai să bem niște ceai, i-a zâmbit Elena lui Sasha. L-a așezat la masă, a așezat mâncarea, a tăiat Charlotte-ul și și-a așezat fiica în poală, privindu-le pe Sasha cu expectativă. Putem păstra vinul pentru altă dată. Mâine trebuie să mă trezesc de vreme pentru școală. Este prima mea zi de muncă. Alex a dat din cap cu reticență. Își imaginase că seara va decurge altfel, dar primirea călduroasă la care sperase nu era chiar acolo. Bunica Daniela fusese întotdeauna dură, iar Elena, ei bine, nu se schimbase deloc. Tot la fel de dulce și de dorită. O licărire de ceva s-a prins în ochii lui Sasha, dar el s-a ținut în frâu, fără să spună sau să facă ceva care se amintească de vechile lui sentimente. Au mâncat Charlotte, au băut ceai și au gustat din cărnurile scumpe și delicatesele aduse de Alex. Au vorbit și au amintit de zilele lor de școală și chiar au râs de câteva ori. Daria a stat tot timpul în poale Lenei, privind-o cu atenție pe invitată. Alex se uita din când în când la fată, dar mai mult vorbea cu Elena. Elena se gândea că pur și simplu nu se pricepea la copii. Chiar dacă fusese căsătorit de 2 ori, nu avea copii ai lui. Au stat așa timp de 3 ore. Până atunci, afară era complet întuneric. Daria a dormit, dar a refuzat să meargă la culcare, agățându-se de mama ei. Bunica Daniela, din camera alăturată, continua să suspine, așteptând în mod clar ca oaspetele să plece. Când se pregătea să plece, Sasha s-a întors spre Elena. Îți voi aduce o gâscă sâmbătă. O gâscă? A întrebat Elena, surprinsă. Una sălbatică. Sezonul de vânătoare se deschide sâmbătă. Sunt un vânător de săvârșit, să știi. O s-o gătești pentru mine, nu? Sâmbătă. A întrebat Elena, luată prin surprindere. Da, îl voi lăsa după amiază și mă voi întoarce seara. După saună, i-a făcut Alex cochiul. O să deschidem și vinul ăla. Și cu asta a plecat, fără să aștepte un răspuns, ca și cum totul ar fi fost deja decis. Elena stătea acolo, confuză, realizând că Alex se hotărâse să reînceapă vechea lui urmărire. Și ce-ar fi trebuit să facă ea acum? Bunica Daniela a apărut din cameră. I-a învelit-o pe Daria, care adormise pe canapea, sub o pătură și s-a apropiat de Elena. Elena, acum nu vei mai avea liniște de la el, a suspinat bunica Daniela. Oh, nepoată, ar fi trebuit să-l închizi imediat. Poate că e mai bine așa, a răspuns Elena gânditoare. Trăiește bine, probabil că încă mă iubește, a spus Elena liniștită. Iubește. Bunica Daniela a mormăit morocănoasă. Singura persoană pe care o iubește este el însuși. Eu nu l-am plăcut niciodată. Și acum vine într-o casă cu un copil și nu a putut aduce nici măcar un baton de ciocolată. Dar, bunico, a adus o pungă întreagă de mâncare,
a zâmbit Elena. Și ce-i cu asta? Ar fi trebuit să aducă ceva special pentru copil. Dar ce-ți explic eu ție? Înțelegi foarte bine, a pufnit bunica Daniela. Elena nu a făcut decât să suspine în semn de răspuns. Desigur, bunica ei avea dreptate, dar poate că Sasha pur și simplu nu se gândea la asta. Elena a început să se întrebe. Ar putea fi viața cea care îi dă o a doua șansă? Era Alex destinul ei până la urmă? Uneori, oamenii încep separați, doar pentru a sfârși împreună pentru totdeauna. Ea nu-l iubise niciodată și, chiar și acum, nu simțea nimic special. Dar Alex emana încredere și bogăție, lucruri care îi lipseau cu desăvârșire. Salariul ei la școală avea să fie mic, pensia bunicii ei abia acoperea jumătate din costurile medicamentelor și avea o fiică de crescut. Elena scuturat din cap, respingând aceste gânduri calculatoare. Nu, nu putea gândi așa. Trebuie să simți ceva pentru o persoană, iar inima ei a rămas tăcută. Iar bunica ei nu făcea decât să-i sporească îndoielile. Familia lui Sasha a fost întotdeauna arogantă din cauza banilor lor, iar el este exact ca ei, spunea bunica Daniela. Elena era de acord cu ea. Va trebui să-și croiască singură drumul în viață. Alex nu era răspunsul. Nu l-ar mai fi invitat la ea. Dar lucrurile nu au mers conform planului. Sâmbătă, așa cum a promis, Alex a adus o gâscă, deja jumulită și curățată. Era ușor beat, dar într-o dispoziție veselă, iar Elena a găsit comportamentul lui oarecum îndrăgit. El a preluat cu încredere conducerea în bucătărie, începând să pregătească pasărea. Elena s-a trezit jucând rolul de asistentă a lui. Bunica Daniela și Daria erau ocupate împreună, aruncând din când în când o privire în bucătărie. Alex a glumit spunând că erau inspectate. Nu-ți face griji, bunicuță Daniela, nu vom mânca fără tine, a râs el. Vei prin o porție frumoasă de picior. Pentru prima dată, chiar și bunica Daniela a uitat. Poate că Sasha nu era atât de rău până la urmă. Părea să fi devenit un om cum se cade, nu scandalaghiul care obișnuia să se cațere pe ferestre. Și începuse să se uite la strănepoata ei cu o căldură blândă. În acea seară, după ce Sasha a plecat acasă, bunica Daniela i-a spus Elenei, nepoată, poate că m-am înșelat. Poate că lucrurile ar putea funcționa între voi doi. Dar nu te grăbi să faci ceva. Lasă-l să mai vină pe aici, nu te grăbi și vezi cum se simte. Elena a suspinat ca răspuns. Știa că, spre deosebire de când era mai tânără, nu-l mai putea ignora pur și simplu pe Alex. El se inserase cu încredere în viața ei. Totul părea în regulă, dar de ce inima ei era încă atât de tăcută? Curând, satul a început să bubuie de noi zvonuri. Oamenii spuneau că Alex și Elena se înțelegeau bine. Dar, în realitate, erau doar vorbe. Elena îl ținea la distanță, întreținând doar o relație de prietenie. Alex, obișnuit cu interacțiuni mai intime cu femeile, nu se grăbea cu ea. Așteptat. Ca un vânător care își urmărește cu răbdare prada, era sigur că, de data aceasta, va obține ceea ce își dorea. Părinții lui Alex nu înțelegeau de ce fiul lor o urmărea pe această profesoară cu un copil. L-a vrăjit sau ceva de genul ăsta. Dar Alex doar a zâmbit. Nu era vorba de vrăjitorie. Era vorba de dragoste, probabil. Fiule, să nu-ți vină vreo idee să te căsătorești cu ea, îl avertiza mama lui. O să-ți pun în brațe copilul ei de la o aventură. Asta e ultimul lucru de care avem nevoie. Alex îi făcea semn să plece, gândindu-se că poate se va căsători cu ea până la urmă. Cât despre Daria? Era în regulă, o fetiță drăguță. Sincer, chiar semăna un pic cu el, cu părul ei negru. Era timpul pentru el să fie soț și tată. Pentru cine altcineva muncea atât de mult? Sigur, îl durea puțin faptul că Elena nu fusese prima lui soție, dar se întorsese la el în cele din urmă. Într-o zi, a adus în discuție căsătoria cu ea. S-a întâlnit cu ea după școală și a condus-o acasă. Elena l-a ascultat, simțindu-se sfâșiată pe dinăuntru. Știa că această conversație va avea loc,
dar sperase că va fi mai târziu. Alex, hai să așteptăm, a spus ea în cele din urmă, după ce el a terminat de vorbit. Nu sunt pregătit încă. Nu ești pregătită pentru ce? A explodat el. Te-am așteptat în tot acest timp. De 3 luni mă tot tragi pe sfoară. În sat, ne-au pus deja în pat împreună în bârfele lor și nici măcar nu ne-am sărutat. Elena, nu mai face pe durul. Nu mai ești o fetiță. A apucat-o de umeri și a tras-o spre el. I-a oftat, zbătându-se în brațele lui, dar a reușit cumva să scape și să sară din mașină. Prostule! A strigat el după ea. O să vin apoi la mine în fugă și o să mă gândesc la asta. Niciodată! A strigat ea, fugind. Dar, așa cum se spune, niciodată să nu spui niciodată. La scurt timp după aceea, bunica Daniela s-a îmbolnăvit și a murit. Trăise o viață lungă, așa că nu a fost ceva neașteptat, dar a fost totuși foarte dureros. Tot satul a participat la înmormântarea ei, iar Sasha a venit și el. A ajutat-o chiar și financiar, comportându-se cu multă demnitate. Și-a prezentat condoleanțele și apoi s-a retras în liniște. După înmormântare, viața Elenei a devenit din ce în ce mai dificilă. Venise iarna, iar casa veche îngheța, pereții lăsând să intre frigul. Daria era mereu bolnavă. Elena era împărțită între fiica ei și școală. Nu-și putea lua concediu medical, pentru că nu era nimeni care să o înlocuiască la serviciu. Nu putea nici să ducă un copil bolnav la grădiniță. Așadar, Elena o lăsa pe Daria acasă. Îi dădea medicamentele, o băga în pat și se grăbea să plece la școală, în tot acest timp simțindu-se stresată, îngrijorată de fiica ei singură acasă. Și nu avea cu cine să o lase, toți vecinii erau și ei la muncă. Apoi, dezastrul a lovit, tavanul a început să se prăbușească, amenințând să se prăbușească. Ce putea să facă? Elena s-a dus la Consiliul Sătesc, implorând ajutor. Poate există o altă casă? A întrebat ea, dar nu existau case disponibile. Cele care nu se dărâmau erau deja ocupate. Alex a auzit de situația ei și a venit să o vadă într-o zi rece de iarnă. Elena, nu mai fi încăpățânată. Mută-te cu mine, vei fi stăpâna casei, i-a spus el. Casa mea este nouă, caldă, complet mobilată, un paradis în comparație cu asta. Îmi cer din nou să mă mărit cu tine. A întrebat Elena cu un zâmbet trist. Ne putem căsători dacă vrei, a ridicat Alex din umeri. Cum rămâne cu Daria? Ce cu ea? Ea nu este a ta. Copilul femeii pe care o iubesc nu poate fi niciodată un străin pentru mine, a răspuns Alex. Și Elena l-a crezut, chiar dacă inima ei a rămas tăcută. La urma urmei, Sasha era un om bun, un om adevărat. S-au căsătorit, au avut o nuntă mică și au început să locuiască împreună. Pentru prima dată după mult timp, Elena putea în sfârșit să respire ușor. Toate greutățile erau în spatele ei. Acum, era stăpâna unei case solide, fiica ei era sănătoasă, iar soțul ei o iubea. Da, Alex era acum soțul ei. Chiar dacă îi rezistase atâția ani, poate că nu poți scăpa de soartă. Dar exista un lucru care o întrista pe Elena. Deși Alex promisese să o iubească pe Daria ca pe propria lui fiică, nu părea să reușească. Nu maltrata copilul, dar sublinia mereu că Daria nu era a lui. De exemplu, când fetița era agitată, refuzând să mănânce terci sau să meargă la culcare, Sasha spunea mereu, dacă ar fi a mea, i-aș da o palmă ca să o fac să asculte. Aceste cuvinte au înțepat-o profund pe Elena. I-a observat. Ei bine, ea nu este o străină, nu-i așa? Dar ce este ea atunci? Alexandru avea să explodeze. Elena, de fiecare dată când mă uit la ea, îmi amintesc că ai fost cu altcineva. Sasha, toate astea sunt în trecut. Nu ți-am promis nimic atunci. Nu te-am trădat. Pur și simplu așa de curs viața mea, a spus Elena cu o notă de durere în voce. Știu, a răspuns Alexander, mai încet acum. Îmi pare rău. O să mă obișnuiesc cu Daria,
Trebuie doar să avem repede propriul nostru copil. Vreau un fiu. Al meu. Aceste cuvinte au tăiat adânc în inima Elenei. Oare Alex n-ar fi iubit-o niciodată cu adevărat pe Daria? Chiar și acum, fiica ei nu-i spunea tată, doar unchiul Alex. Iar Alex nu a insistat niciodată să-i se spună altfel. Dacă ar mai avea un copil, nu ar face decât să crească tensiunea. Deja Daria pășea uneori prea tare, alerga prea mult sau vorbea prea zgomotos. Iar când va veni un copil, Alex se va simți cu siguranță frustrată că va deranja somnul sau joaca celui mic. Nu, trebuiau să aștepte înainte de a avea un al doilea copil, astfel încât Alex să se poată obișnui mai întâi cu Daria. Asta a fost decizia Elenei. I-a explicat acest lucru cât de blând a putut lui Alex, dar el nu a vrut să audă de asta. Vreau propriul meu copil și cu asta basta, a declarat el. Într-o zi, el chiar i-a sugerat Elenei să-l găsească pe Radu și să-i o dea înapoi pe Daria. Ești nebun! A țipat Elena. Asta nu se va întâmpla niciodată. Niciodată! Alex doar o privea încruntat. Nu avea de gând să renunțe la Elena, nu după ani de zile în care a tânăit după ea și și-a îndeplinit în sfârșit visul. Dar această fată, acest copil, îi stătea mereu în cale. Dar ce putea să facă? Deocamdată lăsa lucrurile să rămână așa cum erau, iar timpul avea să spună. A trecut mai bine de un an de când Elena și Alex locuiau împreună. El își conducea ferma cu succes, Elena preda la școală, iar micuța Daria devenea o fetiță dulce și bine crescută. Uneori era poznașă, alteori capricioasă, ca toți copiii. Cu timpul, Sasha nu a mai criticat-o atât de mult și a devenit mai blândă. Daria, simțind schimbarea, a început să se încălzească la el. Ocazional, chiar se așeza în poala unchiului Sasha. Da, el era încă unchiul și pentru ea. Dar Elena se simțea fericită. Se obișnuiseră unul cu celălalt. Poate că în curând ar putea avea un al doilea copil. Deși Elena se temea să recunoască chiar și în sinea ei că nu mai dorea să aibă un alt copil, în general sau în special cu Alex, nu prea reușea să-și dea seama. Pe parcursul căsniciei lor, Elena a învățat multe despre soțul ei și nu toate au făcut-o fericită. De exemplu, că lui Alex îi plăcea să bea mult după o saună. Sau cum își înșela muncitorii cu salariile. De asemenea, a descoperit că el era implicat în braconaj. Uneori aducea acasă o căprioară sau chiar un elan și râdea despre vânătoarea reușită pe care o făcuse. Ce fel de vânătoare! Era ilegal să ucizi elani în zona lor și chiar căprioare număr atât de mare. Uneori, Elena îl certa, spunându-i că era împotriva legii, dar el doar rânjea. Nu ești șeful meu, spunea el. Și nu-ți face griji pentru lege, mă descurc. Am bani. Într-o zi, însă, s-a întors de la o vânătoare furios, ca un câine turbat. Elena nu putea înțelege ce se întâmplase, dar apoi a auzit conversația telefonică cu tatăl său. S-a dovedit că Sasha întinsese o capcană pentru un râs într-o zonă izolată a țării. Visase de mult timp să pună mâna pe blana lui, dar cineva rupsese capcana. Noul pădurar l-a mormăit Alex la telefon către tatăl său. E atât de regulamentar. Puteam oricând să facem o înțelegere cu cel vechi, dar tipul ăsta e blând la suflet. Îi pare rău pentru Linz. S-au înmulțit ca nebunii anul ăsta. Și ce e mai rău? Se vedea după urme că era un animal în capcană, dar tipul ăla l-a lăsat să plece. Am văzut unul șchiopătând în pădure după aceea. Vocea lui Alex era plină de dezamăgire. Dar Elena, care asculta în secret, simțea o bucurie tăcută că animalul scăpase. Una era să vânezi când ți-e foame și cu totul alta să o faci pentru sport sau lăcomie. Soțul ei, cu siguranță, nu murea de foame. Din ce în ce mai des, Elena se gândea la cât de diferiți erau ea și Alex. Poate că se grăbise să se mărite cu el. Bunica ei avusese dreptate tot timpul. Alex se considera stăpânul propriului său univers. Totul părea permis pentru el. Dar, pe de altă parte, ea trăia în confort. El nu o lovea. Adevărat, nu o iubea pe fiica ei, dar nici nu o rănea.
ea trebuia doar să-i acorde timp. La începutul anului școlar, Elena a fost trimisă la oraș pentru o săptămână de formare profesională. Era nerăbdătoare să o lase pe Daria în urmă. Dar, spre surprinderea ei, Alex a liniștit-o. Ne vom descurca, a spus el. Du-te, ia-ți cursul. Sigur, eu sunt ocupat cu recolta, dar mama mă va ajuta să am grijă de ea, a spus fiică. Pentru prima dată, Sasha se referise la Daria ca la fiica lor, iar acest lucru încălzise puțin inima Elenei. Și soacra ei nu era atât de rea. Nu petrecuseră prea mult timp împreună, dar, cu siguranță, o va ajuta. La urma urmei, era o familie acum. Elena a plecat la curs cu inima ușoară, neștiind ce le rezerva soarta. Prima zi de curs a trecut, iar când s-a întors la cămin, i-a sunat telefonul. A zâmbit, gândindu-se că o sună Alex, plănuise să verifice ce mai fac el și Daria. Dar numărul era necunoscut. Ești Elena Niculescu? A întrebat o voce de bărbat. Sunt ofițerul Sergiu Danilescu de la secția Șeptilici. Trebuie să veniți de urgență să dați o declarație. Ce s-a întâmplat? A oftat Elena, fața ei golindu-se de culoare. Ce vreți să spuneți? Soțul dumneavoastră nu v-a spus. Fiica dumneavoastră a dispărut de câteva ore. O căutăm, dar bănuim că a fost răpită. Daria. Tot corpul Elenei a început să tremure, iar picioarele i-au cedat când s-a agățat de un indicator din apropiere pentru a nu se prăbuși. Da, fiica dumneavoastră a dispărut. Întreaga forță de poliție a districtului o caută. Credem că ar fi putut fi răpită. Ce? Cum? A țipat Elena în telefon. Dar ofițerul nu mai avea nicio informație. Elena a lăsat totul baltă și s-a grăbit la secție. Din fericire, a reușit să se urce în trenul următor și a ajuns în Șeptilici până la căderea nopții. Alex a întâmpinat-o la gară. Era dezorientat, spunând că habar nu avea cum se întâmplase. Am plecat dimineața de vreme pentru a atribui sarcini muncitorilor de pe câmp. Daria încă dormea. Când m-am întors, ea dispăruse. Am crezut că mama a luat-o, dar nu, nici măcar nu trecuse pe aici, a explicat el. Unde s-a dus? A plâns Elena. Poate a luat-o fostul tău soț? A aflat unde locuiește și a luat-o, a sugerat Alex. Am spus poliției despre asta, a adăugat el. Radu. A oftat Elena. Uitând de orice mândrie, l-a sunat pe tatălui Daria. Radu nu a răspuns mult timp, iar când în sfârșit a făcut-o, era furios. Aparent, poliția îl contactase deja. Sunt în cealaltă parte a țării. A țipat el. Nu ai vrut să mi-o dai atunci, așa că de ce aș lua-o acum? Nu mă mai suna. Am propria mea familie și proprii mei copii. Nu-mi pasă de tine sau de copilul tău. Și cu asta, a închis. Elena era în stare de șoc. Nu, Radu nu avea nimic de a face cu asta. Dar unde era Daria? Inima Elenei sângera, imaginându-și ce s-ar fi putut întâmpla cu fetița ei. Alex era lângă ea, oftând vinovat, reproșându-și că nu a fost mai atent. Părea cu adevărat îngrijorat de Daria. A mai trecut o zi. Poliția cerceta zona, interogând sătenii, dar nimeni nu văzuse nimic. Era ca și cum Daria ar fi dispărut în aer. Elena și Alex s-au alăturat voluntarilor și au căutat în pădurile din apropiere, sperând fără speranță că Daria ar putea fi acolo. Dar nu era nicio urmă. Satul era în stare de șoc. Cum a putut un copil de 5 ani să dispară pur și simplu? Părinții lui Alex erau liniștiți, deși erau la fel de nedumeriți. Da, Daria nu era nepoata lor biologică, dar, cu toate acestea, situația era sfâșietoare. Totuși, erau mai îngrijorați că fiul lor ar putea fi acuzat de ceva. Această grijă era mai mare decât soarta fetei. În acea seară, paznicul local se îndrepta spre casă. Luase parte la eforturile de căutare a copilului dispărut și, la fel ca toți ceilalți, nu înțelegea unde s-ar fi putut duce fetița.
Pe măsură ce se apropia seara, el a decis să verifice cel mai îndepărtat stâlp. Desigur, o fetiță de 5 ani nu ar fi putut rătăci la 30 de kilometri distanță de satul ei. Dar cine știe? Andrei lucrase ca paznic de vânat în această zonă timp de 5 ani. După ce fusese lăsat la vatră din cauza unei răniri, se întorsese în satul natal, în casa răposaților săi părinți. Soția s-a părăsise pentru altcineva din oraș și divorțaseră. El nu-i purta pică și trăia o viață solitară. Când autoritățile locale i-au oferit postul de paznic al vânatului, el a acceptat imediat. Iubea pădurea și animalele. Era un om puternic, mereu gata să înfrunte braconierii. Oamenii îl respectau și, cu timpul, erau mai puțini infractori, deși mai apăreau unii din când în când. Recent, de exemplu, el a găsit capcane puse pentru râș. Un linț fusese chiar prins, dar Andrei reușise să le libereze, rupând capcanele. Linsul fusese o creatură inteligentă, desigur, mârind și lovindu-se, dar odată ce și-a dat seama că Andrei încerca să-l ajute, s-a calmat. Când a fost eliberat, s-a îndepărtat șchiopătând în tufișuri, târându-și piciorul din spate rănit. Aceasta fusese măsura recunoștinței linsului, dar Andrei nu se așteptase la nimic altceva. Bănuia că capcanele aparțineau acelui fermier, Sasha, a cărui fiică vitregă dispăruse acum. Totuși, nu-l prinsese în flagrant delict. În timp ce mergea prin pădure, Andrei se gândea la acel incident, simțind un sentiment surprinzător de simpatie pentru Alex. Indiferent cât de putredă era o persoană, nimeni nu merita să treacă printr-un asemenea calvar. Se mișca cu grijă prin pădure, amintindu-și că prin părțile astea mișunau linși. Un animal sălbatic nu ar fi înțeles că el nu voia să facă niciun rău. Dintr-o dată, i-a alunecat piciorul. Andrei s-a agățat de un copac dezrădăcinat de o furtună și a privit în jos. În fundul unei grot, a văzut ceea ce părea a fi o vizuină. O vizuină de linț și-a dat seama imediat, cu ochiul lui format. Prudent, s-a uitat înăuntru, iar inima i-a înghețat de groază. Ghemuit la fundul vizuinii era trupul mic al unui copil. O fetiță. Mâinile lui Andrei tremurau la gândul acela îngrozitor, dar apoi fata s-a agitat și a deschis ochii. S-a așezat brusc și s-a uitat în jur, speriată să vadă un bărbat care o privea de sus. Slavă Domnului, e în viață! Andrei a scos un oftat de ușurare. Hei, micuțo, cum ai ajuns acolo jos? Fata oftat. Apoi s-a târât în mâini și genunchi afară din vizuină. Mă jucam cu pisicuța, a șoptit ea cu o voce mică și confuză. Care pisicuță? Andrei s-a încordat. Fata a arătat cu încredere spre vizuină. Și atunci Andrei a văzut un pui mare de lins întins în umbră. Vino aici, scumpo, a spus Andrei, întinzând mâna și trăgând-o ușor spre el. Hai să mergem! Nu vrem să deranjăm pisicuța, altfel mămica ei va veni și va fi foarte supărată. Mămica ei a venit deja, a spus fata cu inocență. A dus o pasăre moartă. Pisicuța a mâncat-o. Mi-a fost atât de frică. Și nu ți-a făcut rău? A întrebat Andrei, uimit. Nu. Doar m-a adulmecat și m-a lins pe față. Limba ei era atât de zgârietoare. Andrei era uimit. Un lins acceptase un copil uman. Era de necrezut. A luat fetița în brațe și s-a întors repede spre camionetă. După câțiva pași, a înghețat, observând linsul adult care îl privea din tufișuri. S-au holbat unul la altul câteva secunde înainte ca linsul să sară, șchiopătând într-un picior. Andrei și-a dat seama că acesta trebuie să fi fost același lins pe care le liberase dintr-o capcană cu un an înainte. Rănile-i se vindecaseră, dar piciorul nu-i se refăcuse cum trebuie. S-a dus mămica, a șoptit fata, privind cum linsul dispare în pădure. Andrei a ținut-o strâns în brațe. Care este numele tău? A întrebat el. Daria. Sunt din Șeptilici. Mai târziu, în timp ce se întorceau cu viteză în sat, Daria i-a povestit cum, alaltăieri noapte, unchiul Sasha, omul cu care locuia împreună cu mama ei, se oferise să-i arate o pisicuță din pădure.
mama ei tocmai plecase la oraș. Dimineața de vreme, unchiul Sasha a dus-o pe Daria în pădure, spunându-i să meargă înainte pentru că pisicuța locuia în apropiere. Apoi a rămas în urmă. Când Daria s-a întors, el dispăruse. Fusese foarte speriată și strigase după el, dar nimeni nu răspundea. Așa că a rătăcit prin pădure. Nu știa cum să găsească ieșirea și era îngrozită. Apoi am găsit comoara, a spus ea cu un zâmbet, scoțând de sub cămașă un lanț simplu și gros cu un pandantiv în formă de urs. L-am pus pe mine și m-am simțit mai curajoasă. După aceea, am căzut în vizuină și am găsit pisicuța. Ne-am jucat împreună, iar apoi a venit mămica ei, a stat puțin și a plecat din nou. Andrei a tresărit când a văzut lanțul. Era lanțul lui, unul pe care îl purta de ani de zile. Simplu, dar foarte drag lui, un cadou de la un prieten. Îl pierduse pe vremea când eliberase linsul. Îl căutase, dar nu-l găsise niciodată. Și acum Daria o găsise. Brusc, Andrei și-a dat seama de ce linsul nu-i făcuse rău. Mirosul bărbatului care o ajutase cândva trebuie să fi rămas pe lanț. Ea și-a mintise. Lanțul devenise un talisman pentru fetiță. În Șeptilici, o mulțime se adunase la casa lui Sasha, așteptând vești. Când camionul lui Andrei a oprit, Elena s-a repezit la fiica ei, lacrimile curgându-i pe față în timp ce o îmbrățișa strâns. Draga mea, ești în siguranță! A strigat ea de nenumărate ori, ușurințare vărsându-se pe măsură ce se agăța de copilul ei. Oamenii din jurul lor se bucurau, recunoscători că încercarea se terminase cu bine. Dar Alex nu era de găsit nicăieri. Andrei a informat poliția despre povestea lui Daria. Aceștia au început rapid să-l caute pe Sasha și, în cele din urmă, l-au arestat în timp ce încerca să părăsească districtul. Nu a putut explica unde se duce și, la început, a negat tot ce spusese Daria. Dar, în cele din urmă, poliția l-a făcut să mărturisească. Alex a recunoscut că a vrut să scape de fiica sa vitregă. Avea nevoie de Elena, dar nu voia copilul ei. Sătenii au fost șocați de oroarea acțiunilor lui Alex. Un om care părea atât de integru se dovedise a fi mai rău decât o bestie. Părinții lui, incapabili să suporte rușinea și bârfele, au părăsit satul. Alex a fost trimis la închisoare. Elena, între timp, a vrut să uite totul despre viața ei cu el. A respins toate proprietățile și afacerile lui, întorcându-se în casa dărăpânată pe care i-o lăsase bunica ei. A divorțat de Alex și nu a mai vrut să-i audă niciodată numele. Dar nu a fost lăsată singură. Doar 6 luni mai târziu, s-a recăsătorit cu Andrei. Întâlnirea lor a fost neașteptată, dar au devenit cei mai apropiați confidenți unul altuia. Anii au trecut, iar Elena și Andrei și-au construit o familie puternică. Au mai avut 3 copii împreună, iar Daria, cea mai mare, le-a dus întotdeauna bucurie. Devenit adultă, doamna Daria trăia și lucra în oraș ca medic veterinar. Incidentul din pădure îi dispăruse din memorie, deși uneori, în vise, încă mai vedea un lins mare care îi lingea fața cu limba lui aspră. Întotdeauna se trezea cu un zâmbet, știind că ziua care urma va fi una bună.